Bună, sunt Mia. Probleme, din nou probleme. Acum totul e de la o rochie. Sabrina și Alina și-o dispută. Alina zice că a scos-o din geantă împreună cu încă o rochie. Sabrina zice că ea i-a dus-o de acasă. Acum e rochia. Nu pot să știu. Am văzut niște comentarii care spun că Alina a furat-o. Păi cum să fure? Fața camerelor. Poate că sunt două rochii la fel. Să caute bine prin genți, pentru că ele au foarte multe, foarte multe haine. Ce au adus de acasă și ce au primit. Să pot rătăci, să pot rătăci, să pot confunda, o rochie e rochie. Nu-i cine știe ce rochie, dar e proprietatea cuiva. Ora Alinei, ora Sabrinei. Să vedem până la sfârșit a cui e rochia. Enigma. Am văzut că au avut încuntați concurenții de întrebări, întrebări drăguțe și răspunsuri pe măsură. Încă nu știu rezultatul, nici acest rezultat nu știu. O să aflăm, bineînțeles, o să aflăm. Și Sese, care știe tot, așa cred el, știe tot, s-a gândit el așa, ce-ar fi staful să-l ducă pe Andrei la Moldova, pentru că face 2 luni de relație cu Iana. Care 2 luni de relație? Care 2 luni? Au avut 1 lună. Și din luna aceea mai mult certați au fost și cu vorbe urâte din partea ei. Cu pupă mă știți unde, să nu mai repet că eu nu vorbesc vulgar. Dar eu nu am încredere în această relație, unul într-o țară, unul într-alta. Ea se pare când e bolnavă, când e în club, când e în restaurant, iar bolnavă și tot așa. Cine îi mai înțelege? Nu înțelege nimeni. Mioara văd că o plâns, nu știu de ce a plâns, problema ei, și a împrăștiată cu lucruri peste tot cu... și după aceea zice că îi dispar. Așa o fi și acasă, acasă cine îi le mai fură? Nu înțeleg cu furatul, nu se poate. Eu cel puțin nu văd cum ar putea cineva să ia un obiect de la altcineva, pentru că sunt camere. Camerele nu văd. Nu se vede? Se vede. Așa că ce rost are să se acuze unii pe alții? Ce rost are? Și în sezonul nostru, mie nu mi-a lipsit nimic, nu. Nu mi-a lipsit. Ce să-mi lipsesc? Mie, eu n-am avut lucruri de valoare. Știam unde vin. Mi-a spus ceva băiatul, unul din ei, nu David celălalt. Știam unde vin, că o să stau la comun. Nu mi-am adus lucruri de valoare. Ce lucruri de valoare? Bineînțeles că ce am avut mai de valoare am lăsat când am intrat în casa mireasă. Telefoane și astea le-am lăsat acolo. Laptopul, eu n-am avut laptopul cu mine, l-am aici. Decât 2 telefoane atât. Care le-am lăsat. Bani. Și ce am mai avut? Am putut lua cu noi hainele, poșetele. Bine, am avut o poșetă de firmă foarte scumpă. Nu știu, la noi n-a fost discuția asta cu... S-au mai rătăcit haine, într-adevăr, și mie mi se rătăceau, pentru că sunt 2 mașini de spălat, una de spălat și una de stors. Dar hainele se pun, sunt 2 uscătoare și se amestecă. Bagi în mașină, vrei să le pui să usuce. Sunt deja haine uscate pe ei, le pui undeva. Nu știa cui sunt, nu poți să știa cui sunt. Se întâmplă lucruri din astea, nu poți să acuzi că ți le-a furat. Că de asta zic și de rochie. Dar există staff. Se rezolve. După cum am mai vorbit, a venit la ziua ușilor deschise, a venit familia Sabrinei, mama ei, i-am crezut că e sora ei, a venit cu o fustă foarte scurtă, cu îmbrățișări foarte strânse, mie nu mi-a plăcut, părea, să mă scuze spectatorii și cine se uite la vlog, o femeie de categorie ușoară. Așa arăta, așa am văzut-o eu. Deci, nu e de mirare cu cine seamănă fata, cu fusta aia scurtă, a ridicat mâinile să îmbrățișeze pe perne și a văzut toată lumea, nu mai trebuie să spun eu ce. A intrat la arisaj și a vorbit, a comentat despre mama Sabrinei, pentru că a zis că se lasă pe toți Sabrina, după ce se mărită și se vadă numai de relației, dar poți să ai și bărbat, poți să ai și prieteni, nu e nicio problemă cu asta, absolut niciuna.
Care bărbat pot să-mi interzică mie să nu văd prietenele? Parcă Perneș, care-i cățeluș, nu știu cum o fi afară, pentru că în casă tot joacă urul, poate să interzică Sabrina în caz că se căsătoresc să nu se ducă în Spania să-și vadă prietena. Nu cred asta. Dacă Sabrina vrea să ducă să-și vadă prietena, să fie să o vadă, nu-i problema. Larisa a zis că nu o interesează și a zis că chiar se bucură pentru ea în caz că se mărită. Zic în caz că se mărită, pentru că sezonul acesta e foarte imprevizibil, fiecare face cu totul altceva. Fiecare face ce vrea. Absolut toți. Și mamele și... Că... Am vorbit de mame. Mame, decât o mamă este. Staff a făcut mare greșeală că a eliminat pe Leo. Am mai spus? A făcut mare greșeală. Acum nu au cupluri. Noi cel puțin am avut 4 cupluri în finală, dintre care Bianca ales să nu zică da. Și 3 s-au căsătorit. Dar ei nu știu. Nu știu. O să rămână de văzut. Să vedem acum gala de sâmbătă dacă o să mai fie cu eliminări ceva. Eu nu văd rostul Elenei, a lui Răzvan nu-i văd rostul acolo și nici al lui Andrei, că nici el nu-și mai vede rostul. Chiar a spus că nu-și vede rostul în casa mireasă. Foarte rău a făcut. Elimini un cuplu care ar fi vrut să-și bage actele și păstrezi 3 persoane fără cuplu. Nu știu ce cu moda asta. Că Iana, Andrei zice că e în relație cu ea. Care e în relație? Ea își vede de viața ei acolo unde e. Și el stă în casa mireasă, să facă ce? Bine... Mioare îi convine că mai iau un ban. Asta e singurul motiv. Singurul motiv, banii. În rest, altceva nu văd. Că mai văd pe Facebook vot Andrei și Iana. Care e Iana? A spus clar că nu o să vină în România, că nu are cum. 3 luni de zile a spus clar. Și atunci, care vot? Pe cine vot? Cam atât pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu. Să apăsați clopoțelul, să dați like și share. Și ne mai vedem. Eu acum, tocmai m-am întors de la plajă. E foarte cald la noi, în jur de 40 de grade. La revedere!